Bună, dragilor! Oh, mă scuzați! Bună, dracilor! Ce mai faceți? Și bine ați venit la un nou Q&A! Vecinii tocmai îmi bat în... pe deasupra, nu știu când de naiba. Deci dacă auziți pe timpul acestui episod bătăi de undeva, să știți de unde. Cum mai sunteți în această zi frumoasă, însorită? Și călduroasă, pe care o vedem doar din casă. Astăzi cred că-l spus supirime. Hai să nu mai stăm mult la cioace și să trecem la întrebările voastre. Tănuț Holban, a.k.a. ficior meu. Bună, ce mai faci? Te salută mătă de aici. Am auzit că vinzi Golf 4. Trage bine? De tras, trage bine, nu-i nicio problemă. Dar să-l vezi cum împinge, mai ales dacă stai în fața lui, ți-o împinge bine. Moraru Andrei, da? Sigur, oricând, de la 3 la 2. Ciodată în zilele care se termină cu I. Sau un weekend. Da. Scutelnicu Victor Mirel. Mioriel. Ai vrea să ai doi bărbați deodată? Eu și cu Alex Vebo. Vrem să ne lăsăm de stricat case. Băi, Miuriel, tu te potolești vreodată? Da, clar, de ce nu? Pe voi doi, pf. Dar cu o singură condiție. Puneți voi mână de la mână și faceți voi o întreagă. Așa, ca să fie treaba bună. La care Mihai Vornicu, eu vă filmez. Băi, Miiță, băi, vezi că s-au eliberat posturi la Pornhub. Du-te acolo și filmează. Jeffrey Nero Hardy, când deschide gate, ne faci la toți butterbeer? Dragul meu, eu îți fac cu cea mai mare plăcere. Dar nu ai preferat tu mai bine un butterbeer? Ai înțeles? Butterbeer. La care Sergiu Gabi răspunde, dacă face, ne cere după să plătim pentru a treia halbă. Sergiulică, mamă dragă, bat bir la toată lumea. Moraru Andrei, ce alegi dintre bere și bere? Dragul meu, tot timpul înainte de a bea o bere, este neapărat să bei o bere. Și niciodată după ce ai băut o bere, nu trebuie să bei doar o bere. Răducu Gavrilescu, te-ar interesa o colaborare de content? Ce idee grozavă! Cu mare drag! Dar am 3 condiții. 1. Să porți mască și mănuși. 2. Rămâi încă 3 săptămâni în izolare. 3. Să spui Tatăl nostru la fiecare oră fixă. Alin Burlan, ce s-ar întâmpla dacă aș angaja 2 detectivi particulari să se urmărească unul pe celălalt? Am mai avut întrebarea aceasta. Cel mai probabil cred că ar deveni gay. Ți-ar trimite invitație la nuntă și s-ar căsători în Las Vegas. Ionuț, bem? Bem? Darian, întrebarea mea este următoarea. De ce? Darian, este o întrebare excelentă. Îmi pare rău că nu s-au gândit mai mult, însă modalitatea de a privi această problemă este una total greșită. Nu de ce este întrebarea, ci mai degrabă când și cum. Sergiu Gabi, ce părere ai despre noua piesă a celor de la Enciferum? În sfârșit, o întrebare faină. Chiar am ascultat-o și din câte am observat grafica lor duce a celor de la Amorphis, și anume Queen of the Time, coperta albumului a celor de la Sabaton și tematica de la Muna Mart. Doamne, ce rău îmi pare. Așteptu să-i văd vara asta. Dar în timp ce ascultam melodia, mă ducea cu gândul la festivalul Celtic, frate. Fix de chestia asta mi-am amintit. Nu mai sună ca o combinație dintre vechiul și noul Enciferum. Și în mintea mea se parcurgeau niște imagini, dacă aș putea să zic. Și anume îmi imaginam un circle pit mare, unde toată lumea nebună, cu bere în mână, în mijlocul cercului, vreo câțiva cu headbang. Păi cam la asta m-a dus gândul și chiar îmi place. Sebi Ursăciuc, Sebică, ce bem astăzi? Mâncăm cu steluță. Dragă Sebi, astăzi, care la tine va fi ieri,
mâncăm, post și rugăciune, post negru. Abstinența este cheia. Nick Ali. Ce a fost prima dată, oul sau găina? Dragul meu, Ali. Prima dată a fost începutul. Tiny copilaș. Apoi au fost Elvis, Hendrix. După care totul a luat o întorsătură așa neașteptată peste tot. Și le-au crescut pene. Leha scaleha. Când bem? Din păcate, doar așa putem să bem. Nu știu când bem. Când o să termine cu prostia asta. Hai noroc. Mihai Vornicu. Bună ziua! Caut o doamnă pentru curățenie la o casă tip duplex în Lizaura pentru colaborare pe termen lung. Aștept mesaje în privat. Mulțumesc! Acum, haideți să-i răspundem așa cum trebuie. Bună ziua, Mihăiță! Nu o vrei și cu fundiță? Cu balcoane și bombeu? Să o urci tu în BMW? Centura tu să-i o pui? Cum n-ai pus-o nimănui? De la etaj vrei să o privești? Pe termen lung să o zărești? În Lizaura, băi, tată, tu vrei să o ai pe toată? Cu pretenții văd că vii. Dar ai tu cu ce plăti? Roxana F. Danila. Dai colivă? Ochișori, moare. Roxanica, draga mea, trebuie să ne întâlnim cumva. Eu colivă îți dau de îndată, dacă mergi pe lumea cealaltă. Văd cum o apucat și compusul poeziilor acum cu rime și toate astea. Băi, da, cam astea au fost întrebările. Ceva o leac mai normale față de data trecută. Data trecută numai de drogat am avut parte. Oare data care vine să o dau puțin în rime? Da, dragilor, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un subscribe. Și ne vedem data viitoare. Hai noroc și la mai bine. Subem tura care vine.